ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la cea de-a patra ediție a XTB TV. Sunt Liviu Moldovan și ne aflăm la sediul din Cotroceni al XTB în România și, așa cum știți deja, împreună cu o suită de invitați aleși pe Sfânceană, continuăm seria de emisiuni cu caracter informativ și educațional dedicată dumneavoastră celor care ne urmăriți, astfel încât să puteți lua cele mai bune, cele mai profitabile și inteligente decizii în activitatea dumneavoastră de tranzacționare. Acesta este scopul demersului nostru și, așa cum vă spuneam, împreună cu invitații și împreună cu sprijinul celor de la X-Trade Brokers, realizăm această serie de emisiuni. Invitatul meu de astăzi este domnul Andrei Pogonaru, partener Central European Financial Services. Bun venit, Andrei! Bună ziua! Bună ziua. Îmi face plăcere că ne putem revedea, astfel încât să continuăm acest demers de a ajuta pe cei care doresc să investească sau care deja sunt investiți în piețe. Este un demers care, în primul rând, îmi face plăcere și, în al doilea rând, mulțumesc celor de la XTB pentru faptul că au suficient, au intenția de a pune la dispoziție astfel de videouri informative în care putem să explicăm mai multe din ceea ce vedem zi cu zi și în activitatea noastră referitoare la piețele financiare. Hai să începem cu această activitate de zi cu zi. Ce am văzut în perioada recentă în piețe? Nu mă refer neapărat la nivelurile la care au ajuns activele, ci din punctul de vedere al riscului. Sunt piețele astăzi sau în această perioadă mai riscante decât au fost acum 5 ani sau acum 10 ani sau acum 15 ani? Nu, depinde în ce investești. Adică depinde foarte mult de profilul de risc al portofoliului pe care ți-l asumi. Din perspectiva asta, în continuare sunt previzibile piețele. Vedem indicele de volatilitate, indicele de frică, indicele de risc, menținându-se la nivele moderate față de ce am văzut în alte crize. Deci, dacă un portofoliu este complet și reflectă preferințele investitorului în materie de risc, piețele sunt la fel de riscante sau de puțin riscante cum au fost întotdeauna. Au fost totuși în perioada recentă anumite zone de turbulențe destul de importante, cu fluctuații mari, fluctuații mari inclusiv ale indicelui VIX. Exact, dar în același timp lucrurile sunt într-un oarecare măsură previzibile și depinde foarte mult și de clasa de active la care ne referim. Din fericire nu mai vedem corelațiile idiosincratice pe care le vedeam pe măsură pe timp de criză. Adică vedem în continuare, discutam despre momentele de risk on, risk off. Da. În momentul ăsta, totuși, patternurile între diverse clase de active s-au menținut în oarecare măsură. Deci, deși a existat volatilitate, lucrurile n-au funcționat în tandem cum au funcționat în momentele de criză anterioară. Da, adică risk-off din toate clasele de active, și mi-au cam aminte începând din 2008, perioadă bună de 2 ani și ceva, în care toată lumea fugea exclusiv aproape în titluri de stat exact. Americane. Da. Da. Și acum vedem într-adevăr o presiune de preț pe titlurile de stat, dar în același timp sunt în continuare piețe în care lucrurile se comportă normal. Ceea ce, cel puțin din perspectiva personală, duce la încredere că nu este o problemă sistemică sau o problemă de volatilitate susținută, cum am văzut în trecut. Riscurile din China? Acolo am văzut picaj masiv și foarte multe proptele, să spun, absolut, puse de autoritățile de la Beijing. Exact. Și asta s-a tradus imediat în volume scăzute. S-a tradus într-o scădere. Adică și scăderea care a fost acolo a dus la o uscare a pieței. În momentul de față nu se mai vede deloc lichiditatea care s-a văzut în trecut. Toată lumea e
extrem de înfricoșată. Da. Citeam recent că au mai făcut o arestare. Au mai făcut o arestare și de data asta a fost o arestare dramatică, în care au închis o jumătate de oraș ca să găsească unul dintre miliardarii care au fost acuzați de manipulare de piață. Da, lucru care într-o piață normală nu s-ar întâmpla, sau cel puțin la această dimensiune. Dar ne-a trecut plonțul pe la ureche. Prin vară, marea majoritate a știrilor pe care le vedeam și a analizelor pe care le citeam menționau China ca principal potențial de risc, atât pentru economia globală, cât și pentru restul de piețe. Absolut. Problema este că aici ajungem la, e vorba de analiză fundamentală. Dacă vedem rata de creștere a PIB-ului chinez fiind mai puțin impresionantă decât a fost în trecut, sau e vorba de modul în care se comportă piețele lor financiare datorită unei panici, unei mișcări în masă ale a investitorilor și unui trend care are mai mult de a face cu comportamentul investițional pe o piață care totuși are un volum de tranzacționare redus comparativ cu alte piețe, nu este o piață imediat accesibilă. În sensul ăsta, probabil că ce am văzut pe piețele din China nu reflectă neapărat sau nu reflectă în cu aceeași intensitate ce se întâmplă din perspectiva economiei chineze. Și aia probabil contează mult mai mult asupra... Totuși, ultima citire a PIB-ului a fost, dacă vă aduc eu aminte corect, de 5,9%. Ceea ce nu e chiar puțin. Exact. Nu este deloc. Nu mai e 7,4 sau 7,5, ok, dar e o ușoară relaxare, să spunem, a vitezei de a creșterii economice, dar nu e ceva înfricoșător. Absolut. Și nu e nici pe departe la fel de înfricoșător sau în corelare cu căderile din piață pe care le-am văzut. Adică da, bine, căderile au fost și în oglindă. Dacă ne uităm ceea ce s-a întâmplat în ultimul an și jumătate, am văzut o creștere spectaculoasă, urmată apoi de o scădere. În ultimul an, 365 de zile în urmă, dacă ne uităm, mă uit chiar acum, avem încă un plus de 37% pentru indicele de la Shanghai. Deci nu e foarte dramatic. În acest context, destul de complicat, în care o să discutăm pe semne puțin mai târziu și despre influențele pe care politicile monetare ale băncilor centrale le au în piețe și implicit în activitatea de tranzacționare. Deci în acest climat mai complicat, care ar fi strategia cea mai bună sau combinația de strategii de tranzacționare și de informare și de analiză pentru investitori, analiza tehnică sau analiza fundamentală? Aceasta fiind și tema emisiunii de astăzi. Este o temă interesantă, pentru că există diferențe filozofice între cele două abordări. Problema e că nu diferențele filozofice ne interesează, ci o abordare pragmatică care să fie aplicabilă în activitatea de tranzacționare de zi cu zi. În acest sens, modul în care am fost eu învățat să-mi construiesc portofoliul se bazează inițial pe o analiză fundamentală, o analiză în cazul tranzacțiilor de equity asupra companiei în sine, asupra produselor, asupra competiției. Și ulterior, pe baza acestei analize fundamentale, este absolut esențial să ai posibilitatea de a-ți lua cel mai bun moment pentru a tranzacționa și aici ai nevoie de cunoștințe de analiză tehnică. Și în acest caz ar putea o imagine să valoreze mai mult decât 1000 de cuvinte? În primul rând, cel mai important lucru e că analiza tehnică nu este mai veche decât imaginile pe care le avem astăzi asupra indicelor de piață. Analiza tehnică are mai mult de a face cu exact cu o analiză comportamentală, adică analiza tehnică este verișoara economiei comportamentale. Prima oară când a fost consemnată o analiză tehnică a fost chiar în secolul al XVII-lea în Olanda, de unde acolo au fost consemnate majoritatea lucrurilor prima oară despre piețe. Da. Inclusiv un mare crac. Inclusiv marele crac, exact.
Și acolo analiza comportamentală a investitorilor se făcea înainte să avem graficele pe care le avem astăzi. Ce e important din perspectiva graficelor și ce văd destul de frecvent pentru cei care se întâlnesc prima oară cu analiza tehnică este că trebuie să te uiți și sub grafic, să vezi care sunt volumele. O analiză a unei imagini fără să iei în calcul volumele, exact despre ce discutam în China, sau este o analiză incompletă. Deci trebuie să iei în calcul și cantitățile reale care duc la modificările acestui grafic. Am putea să spunem interesul investitorilor sau participanților la piață pentru acel activ la acel preț în acel moment. Exact. E important de menționat aici că există niște repere fundamentale în analiza tehnică, cum ar fi barierele de suport, care sunt cunoscute și folosite. În schimb, pe partea mai nuanțată există uneori chiar analize contradictorii, adică aceeași imagine poate reprezenta 1000 de cuvinte foarte diferite în funcție de experiență și modul de analiză folosit de fiecare trader. În sensul în care, trebuie pornit de la analiza fundamentală și în funcție de părerea respectivă poți interpreta un grafic foarte diferit. Singurele lucruri pe care le văd cu toți în comun sunt lucruri de bază, cum ar fi liniile de suport și așa mai departe. Sau indicatorii din categoria oscilatorilor, spre exemplu stochastics, MACD și așa mai departe. Și aici, doar o scurtă paranteză, am constatat și eu în activitatea mea de foarte multe ori un fel de semnale contradictorii. E că pe un grafic daily aveam o situație clară de overbought, da. Eram sus. În schimb, în momentul în care mutam pe graficul weekly, nu mai aveam nicio problemă. Eram abia la începutul trendului de creștere. Exact. Depinde foarte mult care este perioada de timp la care te uiți. Dar asta este cuprins în multe dintre modele de analiză tehnică. Problema este că apar elemente arbitrare. De exemplu, la o analiză head and shoulders, nu știi niciodată cât de înalt să pui neck-ul, gâtul, nu știi niciodată cum. Asta poți să o afli doar din experiență. Trebuie să-ți creezi o experiență. E un lucru foarte important de menționat, pentru că există o serie de investitori care nu cred în analiza tehnică. Există o serie de perspective care sunt pe termen foarte lung, unde analiza tehnică este complet irelevantă. De exemplu, analiza tehnică este incompatibilă cu modelele de portofoliu eficient sau anumite modele. Dar este important de știut analiza tehnică, pentru că indiferent crezi sau nu crezi în ea, peste jumătate din piață, peste jumătate din contrapărțile care tranzacționează, se bazează pe aceste informații. Adică chiar dacă fundamental, filozofic, nu ești de acord cu o analiză tehnică și crezi doar în fundamente, oricum trebuie să știi cum se comportă restul. Da, pentru că portofoliul tău, valoarea portofoliului tău va depinde de ceea ce cred ceilalți. Exact. Adică cei influențați de analiza tehnică. Da, exact cum ar spune poate cineva ca George Soros, reflexivitatea, informația da. Pe care o primești te afectează pentru că asta cred ceilalți. În ceea ce privește analiza fundamentală, cred că putem discuta de categorii diferite în funcție de clasele de active. Dacă discutăm despre acțiuni, avem un anumit set de date fundamentale pe care trebuie să le luăm în considerare. Dacă discutăm de petrol, spre exemplu, sau alte active din clasa de mărfuri, avem alte date pe care trebuie să le luăm în calcul. De asemenea, un alt set de date fundamentale pentru piața Forex. Absolut. Dar cu cât sunt elementele mai complexe, este o diferență fundamentală între acțiuni, unde poți să analizezi compania în piața ei și este un... Vreau să intrăm puțin în detalii pe fiecare categorie de astfel de elemente fundamentale.
În primul rând, pentru partea de acțiuni, elementele fundamentale sunt referitoare la produsele companiei respective. Trebuie știut îndeaproape care sunt competitorii, care este piața, ce perspective de dezvoltare are și la nivel macro, în ce economie se învârte acea companie, în ce economii, dacă este o companie internațională. Și alte indicatoare macro. La nivel de Forex, evident, lucrurile se întâmplă la un nivel de agregare a informațiilor și mai mare. Discutăm de indici de creștere, rată de dobândă, lucruri care au o influență probabil mai mică asupra acțiunilor individuale. Dacă Google inventează sau lansează un nou produs, nu contează atât de mult care este politica Fed-ului, contează că acel produs are o șansă de creștere. Pe când pentru dolar este mult mai importantă politica Fed-ului decât orice altă inovație. Și ce ne mai spune Janet Yellen sau Jeffrey Lacker sau restul de... Care este politica monetară, influențează principal ratele de schimb în forex, nu mai mult decât acela. Iar la petrol și la comodități, la materii prime, există infinit de multe informații cu un efect plauzibil asupra prețului la momentul respectiv. Poate să vină de la OPEC, poate să vină din cererea din China, acolo chiar trebuie să fii atent la toate. Da, ca exemplu, fără să avem vreo știre importantă în sesiunea de astăzi, în ceea ce privește strict piețele de mărfuri, vedem aproape 2% scădere pentru barilul de țiței și 3,4% pentru gazele naturale. Ceea ce e foarte mult. Și nu exclud, că am văzut multe sesiuni de acest gen, nu exclud ca pe final de sesiune nord-americană să vedem că au recuperat această scădere, ba chiar reușesc să închidă pe plus. Cauzele pentru scăderi de genul ăsta pot fi atribuite unor număr de factori enorm de mulți. Poate fi într-adevăr găsit o corelație între prețul respectiv și diversi indici, cum ar fi toți indicii de transport maritim, etc. Dar corelațiile nu înseamnă neapărat că acestea sunt cauzele. Cauzele pot fi, trebuie să ai multă imaginație în partea de materie primă. Da, și mie mi s-a părut o piață mai opacă. Dintr-un anumit punct de vedere, în special referindu-mă la informațiile pe care le primești. Și calitatea lor, care diferă foarte mult de la, adică un trader cum ar fi Glencore, ar avea mult mai mult acces la o serie de informații mult mai granulare decât cel la care avem acces noi. De aceea s-au și unit cu SATA. Da. Revenind la acțiuni, la companii, la equity, cum alegi dacă investești sau nu într-o companie? În primul și în primul rând trebuie să te uiți la indicii fundamentale ale acelei companii, să vezi dacă la momentul respectiv ți se pare că prețul versus earnings este corect sau nu. Pentru mine ăsta este indicele principal. Dacă să văd în primul rând dacă acea companie are șansa de a îmbunătăți acest multiplu sau dacă acest multiplu reflectă în mod real prețul la care se tranzacționează. Pentru că până la urmă ăsta este prețul unei acțiuni. Este vorba de care sunt veniturile pe care le prevede acea companie în viitor și dacă acele venituri sunt realizabile. După aceea, al doilea lucru pe care mă uit este la perspectiva industriei. Indiferent că o companie se descurcă foarte bine în cadrul industriei, dacă industria este una pierzătoare, nu are niciun sens să mai cauți acolo ceva. Depinde foarte, foarte mult. Adică rapoartele pe care le pregătim noi intern în cadrul fondurilor pe care le gestionăm au zeci sau dacă nu sute de pagini pentru fiecare decizie. Sunt
după ce am trecut prin această analiză fundamentală a companiei, urmează să mă uit atent la acele grafice ale ultimelor mișcări ale prețului acțiunii pentru a găsi exact, pentru a anticipa momentul optim de a tranzacționa în caz că decid să investesc în acea companie. Ar mai putea să fie un aspect care să conteze mult. Mă gândesc la cash-ul pe care acea companie îl are la dispoziție. Spre exemplu, Apple, da, spre 200 de miliarde de dolari. Google, peste 100 de, sau în zona unei sute de miliarde de dolari. Și atunci stai și te gândești, ok, ce ar putea să facă ei cu banii? Sunt prea mulți ca să implice în research and development. Deci, la un moment dat, vor cumpăra. Sau vor redistribui sub formă de dividende sau share buyback. Parțial, da. Dar uite, Apple, de exemplu, are această politică de vreo 2 ani și ceva. Și dar nivelul de cash tot i-a crescut. Google sau Alphabet tocmai a început să aibă și... Da, exact. Mă gândesc că la un moment dat ar putea să intre, să intre la cumpărare, să cumpere diverse alte companii. Da. Astfel crescându-și profitabilitatea. Da, problema este că în sectorul tehnologic, unde sunt și Apple și Google, nu, sunt companii foarte diferite. Discutăm despre niște cash flow-uri care sunt mai departe în viitor decât în alte sectoare. În sensul în care profitabilitatea ar putea să crească, dar momentul la care crește profitabilitatea este mai departe în viitor decât companiile adică mai plictisitoare. Da, adică de la un an, 2 ani exact, încolo. Exact. Chiar dacă există o achiziție, acum achiziția respectivă este previzionată ca având un aport real la profitabilitatea companiei, după ce acea companie este integrată. Deci acolo e mai degrabă vorba despre un potențial peste mulți ani pe care îl aduce o achiziție. În sensul ăsta sunt de obicei determinate valorile în sectorul tehnologic. Nu neapărat de impact asupra profitabilității imediat, care deseori e negativ puternic. Da, și ies niște bani din companie, iar acesta este motivul pentru care, de regulă, în momentul în care se anunță o astfel de achiziție, compania care cumpără scade pe bursă, da. Iar compania cumpărată crește. De aici poate că ar fi bine de făcut un research pentru companii care au potențial de a fi achiziționate pentru a investi, pentru a investi în ele. Dar e foarte complicat de a le găsi. Există fonduri specializate pe asta, adică M&A arbitrage, toate sunt fonduri care se uită exact la companii care ar putea fi cumpărate. Un portofoliu diversificat care să se uite la aceste companii, fie că sunt ele în industria IT, fie că sunt ele în industria farmaceutică, unde am văzut un alt val de achiziții, e un portofoliu care poate aduce un randament mult peste mediu. Și spuneai de companiile din pharma, păi, astăzi Visa cumpără Visa Europe. Da? Au anunțat. Deci încă un astfel de procedeu, să spun eu în ghilimele, de a-și consolida poziția pe piață. La Visa mă refer. Bun, în ceea ce privește, spuneai de portofoliu, întreb acum cash-ul din portofoliu, zona de cash liber, ai ține-o mai degrabă în euro sau în dolari? Ha. Foarte bună întrebare. În momentul de față, și aici este doar vorbesc la expunerea mea, este mai degrabă în dolari. Probabil că lucrurile vor veni și a fost o expunere pe care am avut-o în dolari în ultimii chiar 2 ani. Pe partea de Forex, pentru că reprezintă un procent din portofoliu neatins foarte frecvent, deciziile le luăm destul de rar. Dar momentul de față vom rămâne probabil în dolari.
for the foreseeable future. Credem într-adevăr în faptul că rata de dobândă va crește mult mai curând în America decât cea din Europa. Cu siguranță. Și, mă rog, dacă e să ne luăm după ultimele știri venite din partea băncilor centrale, nu numai că Banca Centrală Europeană amână sau împinge foarte mult în viitor vreo ridicare de dobândă, se discută foarte mult și oficialii au trimis mesaje cum că ar putea să o mai reducă întrucâtva sau să augmenteze programul de quantitative easing. Și asta e posibil să se întâmple la ședința din decembrie. Asta duce clar la o scădere a euroului în continuare. Nu e pusă deja în preț? E greu de spus. La 1.10.33, cât e în momentul ăsta. Depinde cât de mare este augmentarea programului de quantitative easing sau cât de ferm este Mario Draghi în ceea ce privește perspectiva de menținere a programului. Totul depinde de un cuvânt, de o expresie, de o intonație. Avem acum un război al dobânzilor? Un război al dobânzilor la nivelul global. În mod clar, pe măsură, probabil că nu, poate în Asia, dar la nivelul dobânzilor euro versus dolar, vedem oarecare empatie sau oarecare interconectare, în așa fel încât să nu fie neapărat plauzibilă versiunea de război al dobânzilor. Cât de mult crezi că în materialele de research pe care le folosește Federal Reserve în deciziile lor de politică monetară, cât de mult spun, crezi că intră, sau cu ce pondere, intră acolo nivelul dolarului? Pentru că una e pentru economia americană un nivel al dolarului față de euro, spun, sau euro-dolar la 1.30 și alta e la 1.05. Un dolar tare nu știu dacă este pe placul economiei Statelor Unite. Absolut. Imediat vedem în exportul imediat faptul că dolarul afectează toată partea de producție al economiei americane, care a crescut ca pondere în ultimii ani. Deci ar trebui să se traducă o creștere a dolarului într-o scădere a exporturilor destul de repede și destul de dramatic, mult mai mult decât în anii 2000, de exemplu. Ar mai putea avea influență și pe piața petrolului. Absolut. Un dolar tare, o cotație a barilului redusă, o profitabilitate redusă a companiilor din sector și, în plus, o profitabilitate mai redusă a multinaționalelor, care în momentul în care vin și își consolidează raportările financiare și aduc ienii câștigați în Japonia, euro câștigați în Europa la nivelul dolarului, le dă mai puțin acolo. Absolut, da. Și în continuare, pentru multinaționalele americane, va fi într-adevăr o problemă tăria dolarului. Luna decembrie va fi foarte interesantă din acest punct de vedere. Din punctul de vedere al estimărilor pe care oficialii Fed revizuiesc estimările trimestriale. Cu riscuri mari apar randamente mai mari. Depinde foarte mult. Primul lucru care trebuie definit este profilul individual al riscului. Care este, pentru cei care ne urmăresc, care este dorința și care este expunerea potențială pe care și-o doresc? Din perspectivele celor care nu cred în analiza tehnică, din perspectiva capital asset pricing model și așa mai departe, riscul este întotdeauna direct proporțional cu randamentul. Cei care riscă mai mult, câștigă mai mult. Cei care nu vor să piardă bani și se așteaptă la câștiguri mai mici, riscă mai puțin. Da, și exemplul titlurilor de stat, în general, obligațiunilor suverane, considerate a fi cele mai sigure, dar aducătoare de profit destul de mic și în unele cazuri chiar fără profit. Andrei, îți mulțumesc mult de tot pentru participare. Sper să ne revedem cât de curând, doamnelor și domnilor. Atât pentru astăzi. Ne revedem în curând.